Duminică 9 februarie 2020 mă aflu din nou în vulcana Pandele după un interval de vreo 2 ani așa de absență, nu, Silvică? Cam așa. În crescătoria maestrului Columofil, domnul Silviu Glodeanu. Ce faci, Silvică? Mă bucur să te revăd. Bine ați revenit. Așa. În ultima perioadă am mai vorbit de câteva ori la telefon, mai sunat din Belgia. La telefon, da, am vorbit, da. Da, uite aici, n-are și să mai ajung. Știu că tu ai făcut în ultima perioadă de când ești acasă în vacanță, acum ai făcut mai multe întâlniri din astea columbofile. Da, cu diferiți prieteni din mai multe colțuri ale țării, mai multe zone. Ne-am întâlnit, am preferat să ne întâlnim aici la mine. Și o gază primitoare ca de fiecare dată. Da, tot a fost, plăcut. Ce mai zici? Ce noutăți mai ai? Tu ești un tip care umblă mult prin Europa Occidentală, ți-ai făcut în ultimii ani mulți prieteni. Da, anul... Importanți campioneri ai Europei. Anul trecut, începând cu târgurile columbofile, apoi am avut și perioada când am lucrat în Belgia la un crescător, care juca fond maraton. Da, a fost un an... O experiență interesantă, nu? Orice colaborare. Da, un an destul de greu pentru mine. A trecut destul de greu până m-am acomodat. Am încheiat colaborarea prin octombrie. Apoi din nou am început să fac un tur de Belgia, Olanda, Germania, mai achiziționez niște porumbei. Trebuie să ne spui și despre asta, mai multe detalii încolo, mai încolo. Da. Păi, și pe domnul Huimans, acum ești la domnul Huimans, am înțeles, în echipa dânsului, lucrezi acolo, nu? Da, nu mă așteptam. Așa cum am spus, am încheiat colaborarea cu primul domn din Belgia. Iar eu am avut în plan să îmi mai achiziționez câțiva porumbei și să mă întorc acasă, să începem din nou să concurăm. Deci nu aveai ideea în plan, așa să zic, să rămâi acolo. Nu știam că o să ajung la Ian Huimans în echipă. M-a contactat și după câteva discuții am ajuns la un numitor comun și am lucrat ultimele două luni ale anului 2019. Am lucrat... Cum e colaborarea cu un asemenea mare campion? A fost o perioadă frumoasă, ultimele două luni au fost foarte frumoase, o atmosferă relaxată. Cum e așa ca și om? E un tip deschis, nu? Da, foarte deschis. O persoană agreabilă, am auzit. Da, tot timpul cu zâmbetul pe buze. Băieții care lucrează acolo, mai sunt încă doi băieți olandezi, Cristian și Evert, care m-au primit foarte bine. Și au trecut frumos ultimele două luni. Dar ultimele două luni nu au fost de perioada de concursuri, nu? Nu, noiembrie și... La ei, la jumătatea octombrie până la jumătatea. E relaș la ora asta, la data respectivă, nu? Cu porumbei la octombrie, noiembrie, decembrie. Două săptămâni înainte să plec, am băgat la cuplu pe 2 decembrie, parcă. Da. Da, am ajutat și eu, ce pot să spun. Acum când o să te duci, deja are perechile făcute? Da, mă, perechea de pe 2 decembrie am pus la pereche. Pe 2 decembrie, nu? Deci era repui mare acum. Da, cred că se apropie de a doua serie. Da, am înțeles. Și... Am ajutat și eu la formarea cuplurilor, la învățare. Am făcut parte din echipă. Da. Tu știi oricum foarte multe lucruri, pentru că altfel nu erai maestru. Ești un campion foarte apreciat și sunt convins cu toate astea o să înveți și lucruri noi de acolo, este? Da, asta în fiecare zi învățăm, în orice domeniu. Acum, cum să spun, stând toată ziua împreună, înveți ceva, le mai explici. Nu știu, poate învață Băieții știu? Băieții știu? Sunt ok? Sunt zburători și ei sau nu? Da. Zuci barăți și ei personal porumbei? Da. Ah, deci... Unul zboară separat, unul din ei zboară separat, iar al doilea... Din aceeași locație cu domnul Cuimas, nu? Da, porumbei lui Ian Cuimas. Am înțeles. Sunt mai tineri ca tine? Nu, sunt cam de seara. E ok, atunci vă înțelegeți bine. Da, foarte. Păi ne-am și spus că au trecut foarte... Și contează mult atmosfera, este? Într-o astfel de colaborare. Da, păi tocmai am avut vreo 10 luni de, să zic așa, stres și tensiune, după care ultimele două au fost... La extrema cealaltă, să zic așa, nu? Da, a fost ok. Foarte frumos. Perechile le stabilește numai domnul Huimas? Da. În funcție de... Totul se învârte în jurul lui Harry. Da. Și familie, frații, nefrații și așa mai departe. Da, așa e. Și absolut totul este legat de originea lui. Familia mai are membri prin familie care îl ajută la porumbei? Nu. Doar în soi, nu? Da. Inclusiv porumbei de fond maraton sunt la fel combinați cu linia lui Harry. Super.
Super. Da. Așa cum am spus, până să ajung la, la Jan Hoymans, să luăm contactul cu celălalt, am mai achiziționat ceva porumbei din... ceva porumbei din, din Belgia, Olanda, Germania. Cât s-ai mai adus? Tot pe viteză? Am mai adus... Da, viteză de mifon. Viteză de mifon. 10 porumbei, cred. S-ai adus. De la crescători, mai mult sau mai puțin cunoscuți. Bine, nu neapărat, știi cum e, nu contează pe digreu. Asta a fost tot timpul, a fost... pe premiza asta am mers tot timpul, am achiziționat, nu trebuie neapărat să fie... Tu i-ai ales pentru faptul că ți-au plăcut, probabil, nu? Cum arată la mână? Da, rezultatele... Sușe despre rezultatele familiei. Nu trebuie să fie neapărat pe prima pagină pe pipa, de exemplu, da. Pe ce site-ul să... Da, așa să e. Să cumperi. Ce ai stabilit la pereche acum pentru sezonul ăsta? La stabilit la cuplu? Da, acasă, da. Păi, având, eu mi-am păstrat anul, în 2018, am vânut o parte din porumbei, când am decis să plec. Da, asta știm, da. Au mai rămas vreo 60, cred. A, ți-au mai rămas câțiva? Da. Numai matcă sau și din zburători? Nu, și matcă și zburător. Acum toți sunt pentru reproducție, să zic, așa că nu mai zboară nimeni afară. Anul trecut, în 2019, am scos două serii de pui care le-am dat către diferiți băieți. Unii chiar mi-au întors mulțumiri. Și eu am văzut, să spun sincer, la cineva, nu dau nume, relativ recent, în toamna asta, am văzut 3 sau 4 porumbei, 2 sau 3 erau femele. Super, știți cum s-au făcut? Arătau beton la mână, arătau. Anul trecut, în afară de ceva porumbei puși pe licitație, am dat de acasă vreo 4-5 locații diferite din țară. Știu că ești foarte cunoscut. Băieții au concurat cu rezultate notabile, chiar pe cu dovadă. Mi-au știu. Mulțumit. Ăștia sunt prieteni adevărat, Silviu, care recunosc. Da, știți cum e? Trebuie să fie mulțumit că a venit primul pe căscătorie, primul pe strada lui, primul da. Pe club, până să ajungă la nivel național, e drum lung, dar atâta vreme cât e mulțumit, e, da. E cel mai important. Pentru mine care... Și face treabă bună că e, așa da. E asta. Pentru mine care încerc să ofer ce cred eu că e de calitate. Pentru 2019, la fel, am 2-3 băieți care... Și au exprimat dorința să... 2020, ai grijă că deja suntem în 2020. Da, 2020, da, pentru 2020 sunt vreo 3 băieți care și-au exprimat dorința de a lua ceva pui, la fel pentru zbor. Și o să scot două serii. O să le dai și din perechile astea la noi? Din porumbei da, pe care i-a adus? Lumea. Nu am, o să foarte puțin o să mai opresc pentru mine. Sunt, acum am în jur 100 de porumbei, toți la matcă. Aproximativ. Da, o să ai și doici, să spui și doici? Păi nu o să scot chiar din toți, dar mai am ceva porumbei bătrâni care o să îi împerechez pe parcurs, să mai crească puțin temperatura. Da, puțin da, mai. Da. Vorbesc de porumbei de 2008-2009 chiar. Ce ți-ai oprit mai mult? Pernia lui oxigen? Da, pe pernia lui oxigen am dat un... Ia uite-i, aici, da. Pe lea în oxigen am deja 20 de fii și fiice. Ho, ho. Și nepoți, nu știu. Mulți, frumos. Da, dar e o pasăre care ți-a confirmat da. Mulți ani la rând, pe lângă calitățile de zburător și reproductive în special, nu? Foarte oxigen frumos. A fost, este de fapt, că încă l-am, chiar dacă nu mai reproduce, n-am mai reproduce în 2018. N-am mai reproduce, nu? Încă eu sper. Poate ai adus ceva de acolo, vreo picătură magică și reușești și mai scoți anul ăsta. Produsele ce ai găsit la farmacie aici, vitamine, da? Brânca osului. Ceva clasic, încep, dacă reușesc bine, dacă nu, oricum aici va rămâne până la... Sunt convins, da. Dar din punct de vedere, se prezintă excelent din punct de vedere da, fizic, nu? Foarte bine. Condiția e bună. Eu, aici și la tine și bine întreținut. Are, da, are teritoriul care și lapă. În continuare, nu? Da, da, nu. Sunt foarte, 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 foarte activ. Nu știu, vom vedea dacă avem noroc sau nu. Așa cum am spus, am 100 de porumbei. M-ați întrebat de perechi. Da, sunt creionate. Le-ai stabilit? Reușești să le pui la pereche până te întorci acolo sau rămâne îngrijă tatălui? La jumătatea lui februarie, iar da. Porumbei vor fi puși la pereche după 1 martie. Nu am ce să fac cu pui. O să scot două serii. Ce se dă, se dă. Ce nu... O să fie probabil ceva licitații sau o să-i vând direct de acasă da. Pe Facebook, nu știu, vom vedea.
Și cam asta e planul. Să vedem cum va fi și în Olanda. Din câte știu, tu ești unul dintre puținii crescători care a ajuns să lucreze într-o asemenea echipă de top la nivel european și mondial, pentru că domnul Huimans e un nume, mare nume. Da. Și pe Columbodrome, dar și în campionat. Și e o chestie bună, zic eu, pentru noi. Ești un pionier, așa, nu? Poate vii de acolo cu metode noi de antrenament, de selecție, de motivație. Și eu sunt curios de cum decurge. El te-a întrebat vreodată, de exemplu, uite, într-o chestie de motivație, tu cum procedai acasă, cum îți motivai furumbei la așa cum a spus, concursuri de până în 400? Așa cum și decembrie a fost o perioadă moartă. Da, da. A fost de acomodare, efectiv. Da. Am avut o perioadă în care făceam și naveta destul de mulți kilometri zilnic. De cred, da. Și stăteam câteva ore acolo, 3-4 ore și mai mult stăteam pe drum, până am reușit să mă mut acolo aproape. A fost efectiv, chiar așa am și discutat, perioada de acomodare, chiar așa am și numit-o și așa a fost. Chiar m-am acomodat, a fost ok. În ce limbă vorbiți? Nu, mai în engleză. Mai în engleză, nu? Da. Da, e bine. Își lefuiești abilitățile lingvistice. Am mai făcut și în Belgia, am făcut... Știu că te-ai băgat și de niște cursuri. De la cursuri de flamandă, da. Da. Am făcut un curs de flamandă. Am învățat câteva cuvinte, într-adevăr. Clasic. Pe porumbei mai mult de pe dicționar sau corect, pentru că... traducerea mai și cam asta a fost. Sper să fie bine data viitoare când ne vedem să povestim, să ne dai mai multe detalii. Noi, cu siguranță o să te întreb mai multe detalii atunci și o să te rog să ne răspunzi. Da. Pentru că o să te întorci de acolo cu un bagaj de cunoștințe columbofile și mai bogat și un... Așa ar trebui, sper din suflet și eu. Și ce? Rezultatele sunt convins că vor fi și mai bune. Sperăm. Este? Pentru că porumbei, ai apucat să pui mâna pe porumbei, dânsule? Cum sunt? Cum arată? Beton la mână toți? Toți arată foarte bine, undeva de mărime medie spre mare. Uh-huh. Harry nu l-am mai văzut, sincer, l-am prins în viață, a murit acum ceva vreme. L-am da. Între timp, dar lucrurile părinții sunt vii. Și tatălui Young Ebrixen, care e de 2001 și maică-sa de 2005 chiar, sunt destul de bine să țin. Sunt împreună, nu mai reproduce niciunul din ei, dar sunt acolo. Și, într-adevăr, toată colonia este, să zic așa, modelată după ei. După ei, nu? Da, da, da. Da. Foarte, foarte, foarte bine. Are și boxe individuale de reproducție? Sunt și boxe individuale, sunt aproape de 2000 de porumbei. Atât de mulți are? Da. Zburători cu matcă, v-am spus, da. Are boxe individuale, folosește și, nu știu, metoda taurului, probabil a fost pusă deja în aplicare, că am discutat pe tema asta. Doici, mascul steril și așa mai departe. Deci este un întreg sistem acolo. E mult de muncă, este? Sunt multe încăperi, bănuiesc, nu? Da, da, da. Să ții 2000 de porumbei în condiții... Da, dar porumbei arată... Sunt convins asta. Într-un mare fel, arată foarte bine. Sunt convins că o să treci ușor peste efortul pe care îl faci, pentru că e o pasiune mare. A mers ok în ultimele luni când a stat acolo. Vom vedea acum în sezon cum va fi. Probabil va fi concentrarea mai mare pe loturile de zbor. Da. Și reproducția o da seama. O să vezi cu antrenamentele cum se face, nu? Da, da. Sunt și eu curios. Abia aștept chiar să... Tot. Să mă bucur, Silviu, că am stat de vorbă cu tine. Da. Și te rog să ne promiți că la următorul interviu, când o să vii de acolo, să ne dai și mai multe detalii. Da, povestim, sigur. Da? Nu informații, nu informații. Așa, te rog. Secrete. Știi că toată lumea... Toată lumea vrea mai secrete. Vrea mai secrete. Prospecte și... Toată lumea. Da. Chiar mă bucur că... Dacă nu am mai concurat în anul 2019 și în 2018 și 2019 am dat pui către mai multe locații din diferite zone, diferite, nu știu, rute de zbor, exact. Și așa mai departe, vânt de față, de spate, de... În fine, înțelegi ce vreau să spun. Da. Și au ajuns înapoi ceva semnale că porumbei s-au descurcat, onorabil. Așa e. Pentru mine este un lucru foarte important, chiar dacă n-am mai concurat.
Nu mai e vorba de nicio rețetă, de nicio... Așa e. Da, că aici că unor lumea te acuză că folosești da, niște produse. Da, am fost unul dintre primii care da. Au fost acuzat și... Da, da, așa e. Asta e. Da. Deja, acum, nici mai atunci, parcă la început, aveam puțin ciudă și a dat ce-o cu mine, acum nu mai întrebe. Da, trebuie să te liniștești, pentru că gura lumii e slăbă, da, da. Da, așa. Și chiar mă bucur că, așa cum am spus, au venit semnale bune. Semnale bune, da, din mai multe părți ale țării, pe mâini diferite, rute diferite. Deci... E perfect, ești bine. Da. Ești bine. Când se scolă în bofil, Silvi, că știi de ce vreau să zic, da. Da. Îți mulțumesc încă o dată și pentru amabilitate. Că îți dai seama că și noi te așteptăm cu informații noi de actualitate dintr-una din cele mai renumite voliere la nivel european și mondial. Ne bucurăm încă o dată că ești acolo, că ești român, de-al nostru. Faci cinste sportului cu bofil românesc. Da, să reprezint. Cu cinste, așa cum te știu eu pe tine ca și om. Ca și columbofil, un om de valoare, un crescător serios, o să faci o figură frumoasă acolo. O să-i pară rău domnului Huimans după tine, când, dacă o să te decizi să pleci vreodată. Vom vedea cum va recurge sezonul 2020. Toate cele bune și mult succes în continuare, Silviu. Numai bine! Mulțumesc.